Muncă de Sisif, asta fac cei patru ofițeri de la Departamentul Urmăriri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu de fiecare dată când este dată dispărută o persoană. Ofițerii ajung să caute un dispărut până și 30 de ani prin toate mijloacele posibile. Cele mai grave cazuri sunt cele în care dispar copii minori, iar părinții nu anunță imediat dispariția. Durere, disperare, neputință, remușcări și un dor cumplit. Sute de nopți albene care mintea lor le născocește fără voie scenarii cumplite. Acesta este calvarul unor familii din Sibiu, a căror viață a fost mutilată de dispariția unui om drag. Toți își pun speranțele în profesionalismul celor patru ofițeri de la compartimentul urmăririi din Serviciul Investigații Criminale. Aceștia se ocupă atât de persoanele urmărite în baza unor mandate, cât și de persoanele dispărute. La ora actuală, ofițerii de la urmăriri au în lucru 25 de cazuri de persoane dispărute. În două dintre acestea este vorba despre minori, un copil care a dispărut în 2002 la vârsta de 2 ani și o tânără care a dispărut fără urmă în 1997 de la școala specială din Turnul Roșu, dar familia a anunțat poliția de-abia în 2003. Pe lângă aceste cazuri, pe masa ofițerilor de la urmăriri mai sunt în lucru 49 de cazuri de cadavre cu identitate necunoscută și 6 cazuri de persoane neidentificate. La fiecare dintre aceste cazuri, ofițerii lucrează până la rezolvare sau 20 de ani până la trecerea cazului în evidență pasivă. Apoi, pentru încă 10 ani, cazul rămâne în atenția polițiștilor, în speranța că apar indicii noi, în total 30 de ani. Pentru cazurile de dispariții de minori există însă protocoale aparte. Este vorba de o dispoziție specială elaborată de Inspectoratul General al Poliției Române, care aprobă manualul de bune practici privind modul de acțiune în cazul copiilor dispăruți sau victime ale abuzului și traficului de persoane sau pornografie infantilă pe internet. Deși atunci când vine vorba de adolescenți, cazurile de dispariție sunt numeroase, majoritatea nu sunt grave, deoarece avem de-a face cu certuri cu părinții sau plecări voluntare de la domiciliu. De obicei, tinerii se întorc singuri acasă sau sunt găsiți de rude ori de poliție în scurt timp. Însă, când este vorba despre dispariția unor copii de până la 14 ani sau a celor de până în 18 ani cu nevoi speciale, cazul este tratat ca o urgență maximă. Se declanșează un întreg mecanism de căutare, iar șansele de găsire a copilului dispărut sunt direct proporționale cu rapiditatea cu care părinții anunță dispariția la poliție. La nivelul IPJ Sibiu avem cazuri de dispariții de minori. În cazul disparițiilor de minori este esențială stabilirea tipului de dispariție în circunstanțe alarmante sau plecare voluntară. În cazul disparițiilor de minori cu vârsta sub 14 ani se declanșează de îndată procedura pentru dispariție în circunstanțe alarmante, motiv pentru care se recomandă părinților să sesizeze de îndată ce a constatat lipsa minorului. După sesizarea dispariției se trimite un echipaj de poliție la fața locului pentru a stabili împrejurările dispariției și semnalmentele acestuia. De îndată sunt anunțate toate echipajele de poliție, jandarmerie, poliție locală, precum și mass media, firmele de taximetrie și cele de transport local și internațional. Concomitent se anunță ofițerul specializat pe linia de dispariții de minori din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, compartimentul urmăriri, care solicită urmărirea națională și internațională și preia ancheta până la soluționarea cazului. Operativitatea polițiștilor este absolut incredibilă. În aproximativ o jumătate de oră din momentul în care s-a stabilit că este vorba despre un caz grav, sunt alarmate și anunțate toate instituțiile care pot da o mână de ajutor în găsirea copilului dispărut. Oamenii legii spun că de foarte mare ajutorile sunt taximetriștii și șoferii mijloacelor de transport în comun. De obicei, copilul este găsit în scurt timp, așa cum s-a întâmplat și vinerea trecută, când un copil de 9 ani a dispărut din fața unui bloc din Sibiu. Părinții au anunțat imediat dispariția și în aceeași seară minorul a fost găsit. Există însă cazuri în care dispariția este anunțată prea târziu, astfel încât minorul apucă să se îndepărteze de casă sau, dacă a fost luat de un străin, necunoscutul are chiar timp să scoată copilul din țară. În astfel de cazuri, căutările polițiștilor pot dura ani de zile. Un caz concret este cel al unei fete de la școala specială din Turnul Roșu, care a dispărut în 1997, pe când avea 13 ani. Părinții au anunțat dispariția foarte târziu, abia după 6 ani. Oamenii legii au căutat-o ani în șir fără rezultat, mai ales că odată cu trecerea anilor, descrierea și semnalmentele fetei nu mai corespundeau cu cele din 2003. Ofițerii de la dispariții au cerut sprijinul Focus pentru realizarea unei îmbătrâniri digitale a fotografiei Claudiei. La nivelul IPJ Sibiu există un caz de dispariție de minor pentru care s-a colaborat cu Focus în vederea realizării îmbătrânirii digitale a fotografiei. Este vorba de o tânără născută în anul 1982, dispărută în anul 1997, reclamația de dispariție fiind înregistrată în anul 2003. În urmă cu 2 ani au fost trimise către Focus semnalmentele mai multe fotografii ale tinerei, precum și ale părinților, fraților și surorilor acesteia, cu ajutorul cărora a fost realizată îmbătrânirea digitală.
Toate persoanele dispărute, persoanele neidentificate sau cadavrele neidentificate sunt introduse într-o aplicație CDN, cadavre sau dispăruți neidentificați, care este de fapt o bază de date la nivel național. Fiecare caz rămâne în lucru timp de 30 de ani și este redeschis dacă apare vreun indiciu nou.